două vinete, le pun toca bine, bine, bine. Și le vom face cu maioneză. Deci aici avem două vinete care au fost coapte și puse la frigider. Acum au fost scoase, dezghețate și acum le batem bine, bine. Și le facem cu maioneză, cu o ceapă mică, cu sare, cu salată de vinete. Bună! Deci le-am bătut bine, bine și le lăsăm pe fund. Aici avem un vas mai mare, dar pentru început facem maioneza într-un vas mai micuț. Pentru asta avem nevoie de două gălbenușuri la temperatura camerei. Cam atâta sare și le frecăm cu ulei. Așa se face maioneza de gălbenușe de casă. Dacă bine, bine, bine. Atenție că se taie foarte repede această maioneză care e făcută din ou crud. Să pune câte puțin. 3-4 picături de ulei amestecați din nou. Iar 3-4 picături de ulei. Și maioneza așa putem face cât dorim, în funcție de cât ulei adăugăm. La două gălbenușe se poate adăuga până la 200 de ml de ulei, să-ți faci o maioneză consistentă și cremoasă. Această maioneză de casă are o culoare mai gălbuie, închis, spre orange, adică spre... este mai bună la gust. Cea de cumpărat este un pic mai galbenă. Adică mai deschisă la culoare. Cea de casă este un pic mai închisă. Din cauza la ouă. Galbenușe. Maioneza noastră este gata. Acum o punem într-un bol mai mare. Eu am făcut-o din circa 50 de ml de ulei și două gălbenușuri, că atât de consistentă îmi trebuie mie, pentru a o pune în vinete. Vinetele le adăugăm câte puțin, câte puțin.
uitați, așa, o lingură, două, și mai frecăm bine, bine, din nou. După aceea lăsăm un pic, gustăm din ele, dacă mai trebuie sare, și tocăm o ceapă mică, mică, să o adăugăm și pe ea. Și se poate servi cu roșii și pe pâinică. Și ceapa mărunt, 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 nu se simtă. De data asta m-a păcălit, dar nu-i nimic, o iau la frecan mai, n-am anunțit. Așa pățim că nu avem cuțitele ascuțite cum trebuie. Da? Am tocat-o. Și acum o adăugăm și ceapa și le băgăm la rece și le putem servi cu roșioare și cu ce dorim. Așa arată vinetele cu maioneză. Poftă bună vă dorim!